De fapt, în fiecare om putem descoperi calități despre care nici nu am fi bănuit. Cei mai excusiți oameni știu însă să combină profesii și pasiuni care nu au nici un punct de tangență. O știe și Petru Cleofos, care de mai bine de 4 ani este jurist, dar și pictor de corpuri umane. Atenție! Chiar dacă profesia de jurist cere multă seriozitate, Petru Cleofos este un om de creație și are un hobby care îi face viața mai colorată. Body painting-ul este pasiunea care îl ține ocupat ore întregi și chiar îi aduce venit. Prima pictură a făcut-o pe fața unui copil din simpla dorință de a diversifica tematica evenimentelor pentru micuți pe care le organiza. În rezultat însă a ieșit un desen frumos și Petru a înțeles că vrea să schimbe cravata și sacoul pe șorțul de lucru și cutia cu vopsea. În general îmi place mult tot ce e legat de artă și cei ce nu îți impun limite. În profesie ai oricare standarde, oricare șabloane, oricare scheme, planuri după care trebuie să te conduci. Dar în artă, pur și simplu, le ieși fantezia, capul și mintea să zbori acolo unde nu ajunge realitate. Nu se consideră încă profesionist în arta body painting-ului și spune că mai are multe de învățat. Asta chiar dacă este foarte solicitat de oamenii care vor să-și picteze corpul. Pentru a se dezvolta în ceea ce face, Petru a participat la diverse proiecte culturale din țară, dar și de peste hotare. A pictat în scopuri caritabile și la diferite evenimente. Pornind la zile de naștere, nici la sărbători pentru copii, sărbători tematice, până și la niște, dacă sincer, uite, tot mai des și momente de promovare. Se cheamă la momente de promovare a unui produs. Să vinzi o mașină, să propui, nu știu, o ciocolată gustoasă. E ceva nou, e un trend nou care încă nu este explorat. În cei 4 ani de când s-a dedicat acestui hobby, a pictat corpul a mii de oameni. Fețe de copii, clovni, actori și femei care au cerut să fie îmbrăcate în culori din cap până în picioare. Sunt însă și bărbați care se lasă provocați. Desuri am plăcere când bărbat acceptă provocarea și să-i pictez pe corp, elementar pe față. Și atunci îi întreabă, dar aici poți fiu, aici poți fiu. Și-mi dai seama că, uite, asta poți foarte bine, îl transformi într-un șlec. Și altul îl transformi într-un personaj politic bunăoară.